jucătorii lui Mehmet Ianoș în propria jumătate de teren. Au încercat acum o minge lungă pentru Adis Iahovici. O trupă destul de arțăgoasă această FK Sarajevo. Ihtiarević pentru Iahovici. Mingea îi revine mijlocașului central de la FK Sarajevo. Acum Muminović. Nu sunt de acord fanii CFR-ului cu felul în care decurge această partidă. Am văzut un șut al lui Muminović. Bine CFR-ul. Sperăm să o facă de-a lungul întregii partide. Hadzic pentru Maximić. Rizvanović, din nou Maximić. Încearcă să-l blocheze acolo Culio și o reluare peste poartă, pe lângă poartă până la urmă, al lui Iahovici. Nu a pierdut cu Roma și cu Bordeaux, e drept, a remizat cu Chelsea. Da, ultimul succes al CFR-ului pe teren propriu s-a înregistrat în cupele europene, s-a înregistrat în 2005 într-un meci cu lituanienii de la Žalgiris Vilnius, Dudu Barbie! Barcelona, Valencia, Sevilla, Bayern München, Stuttgartul lui Marica, Hertha lui Maximilian Nicu. Aici vom avea și două dueluri românești, Palermo împotriva Fiorentinei. Pasă pentru Iisus Core! Gol! CFR Cluj! Minutul 40, extraordinar, o fază cu care clujenii i-au surprins pe bosniacii de la FK Sarajevo. O pasă extraordinară pentru Iisus Core. O pasă excelentă a lui Culio pentru Panin. Centrarea lui Panin pe colțul lung, penalta! Ce ocazie pentru CFR Cluj în debutul reprizei secunde. Minutul 49, centrare perfectă a lui Panin. Reluare însă peste poartă a lui Sisto Peralta, fotbalist care va repune de la margine. Are o selecție națională a României, a jucat împotriva Georgiei într-o partidă amicală disputată în Ștefan cel Mare. Gabi Mureșan șutează de la distanță, 40 de metri. Oh, ce pas acum pentru Hadzic, scăpat singur Hadzic. Moment greu pentru CFR Cluj, Nuno Claro respinge, iar Hadzic trimite în bară. Ratare monumentală pentru FK Sarajevo. Una dintre cele mai mari ratări pe care fanii CFR-ului le-au văzut vreodată pe acest stadion, singur cu poarta goală. Care vă vorbeam mai devreme, se va produce modificarea după cornerul ce va fi executat de Culio. Iată golul 2 al CFR-ului marcat de Mureșan. 2-0 pentru CFR Cluj, iar ardelenii, putem spune de acum, sunt în grupele Europa League. Se poate declanșa aici fiesta pentru FK Sarajevo. Maximić, nu Maximić execută, ci Abdić trimite violent, însă Nuno Claro are răspuns pentru Șurevici. Va fi cel care va executa pe colțul lung, nemarcat acolo. Reușește însă să rezi Mureșan, iar CFR-ul pleacă pe contraatac. Bogdan Mara nu are prea multe variante, vine acum și îl sprijină Emanuel Culio. Pasa lui Culio pentru Dubarbie, aflat în poziție regulamentară. Dubarbie pentru Sixto Peralta. Sixto Peralta, bară! Două ocazii uriașe ratate de Argentina. Acum cel care va centra probabil este Anel Școro. El se pregătește să tragă, a vrut să... Oh, e gol sau... Este gol, este gol pentru FK Sarajevo și vom avea mari emoții în finalul acestui joc. Mi s-a părut că a fost o intrare periculoasă pe care a avut-o Alen Avdić asupra lui Nuno. Excelentă, momentul în care mingea l-a lovit în mână pe Avdić. Nuno Pereira Gomes, centralul acestei partide, era mascat, a așteptat o semnalizare a asistentului care n-a mai venit. Vedem acum pe Sixto Peralta înapoi! Șut blocat al lui Mara, cer clujenii penalti însă. Și Bordeaux nu pot fi uitate atât de ușor, totuși au în față pe FK Sarajevo, o echipă din Bosnia-Herzegovina, nu o forță a Europei. CFR Cluj trebuie să reziste în acest final și poate chiar așa, atacând, pasă pentru Culio și prins.